Sâmbătă în orașul nostru se va desfășura tradiționala procesiune organizată în ajunul sărbătorii floriilor. Buzenii, însoțiți de preoților, sunt așteptați să participe la acest eveniment important din calendarul ortodox. Evenimentul va începe la ora 15 prin săvârșirea slujbei acatistului intrării Domnului în Ierusalim la Biserica Eroilor, urmată de rugăciunea de binecuvântare a stâlpărilor. Pelerinii, purtând în mâini ramuri de salce și icoane, vor pleca în jurul orei 15.45 de la Biserica Eroilor, pe Bulevardul Unirii, spre Catedrala Arhiepiscopală Înălțarea Domnului. Acestora li se vor alătura și grupurile de credincioși de la Biserica Sfinții Îngeri și de la Catedrala Municipală Sfântul Mucenic Sava. Toți aceștia vor fi întâmpinați în pridvorul Catedralei Arhiepiscopale de înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Ciprian, care va oficia slujba de sfințire a icoanei praznicului și de binecuvântare a pelerinilor, apoi va rosti un cuvânt de învățătură. În continuare va fi oficiată vecernia floriilor, iar credincioșii se vor putea închina la icoana purtată în procesiune. La Buzău, tradiția acestei procesiuni de florii datează din anul 2011 și s-a desfășurat în fiecare an fără întrerupere. Este un bun prilej pentru credincioși de a primi arhierească binecuvântare pentru a întâmpina cum se cuvine zilele săptămânii Sfintelor Patim, în așteptarea Marelui Praznic al Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos.